Aceste imagini au fost surprinse în comuna argeșană Călinești. Un apel la 112 anunța că o mașină a luat foc. Autoturismul era parcat în fața unei gospodării și nu se știe cum a izbucnit incendiul. Fumul gros i-a alertat pe oameni care nu au putut interveni singuri, așa că au chemat pompierii. O auto specială cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la fața locului. Când au ajuns pompierii, mașina era cuprinsă în totalitate de flăcări violente. Imediat s-au luat măsurile de siguranță și pompierii au acționat pentru stingerea focului. În ciuda intervenției rapide, mașina a fost distrusă aproape în totalitate de foc. Din primele verificări, cel mai probabil, focul a pornit de la un scurt circuit. Proprietarul s-a ales cu o pagubă chiar acum în prag de sărbători.